Frumusețea naturală a țării noastre nu încetează să ne surprindă, iar clisura Dunării este dovadă vie în acest sens. Nu trebuie să ne crezi pe cuvânt, te poți convinge singur într-un sejur fermecător de primăvară. Cetatea Ladislau sau Cetatea Sfântului Ladislau, așezată pe malul Dunării, se află în localitatea Coroninii din județul Caraș-Severin. Spectaculosul obiectiv turistic din clisura Dunării, cetatea Ladislau, este aproape de inaugurare. După ani de zile în care s-au desfășurat lucrări de modernizare, acum se apropie de momentul deschiderii. Peste 5 milioane de euro obținuți de primăria Coroninii prin fonduri europene au fost alocați pentru lucrările de consolidare și refuncționalizare a spațiilor existente, pentru reamenajarea, reconstruirea turnului cetății, pentru amenajarea unor alei, platforme și pasarele. De asemenea, s-a ridicat și un corp nou, sau amenajat toalete și alte zone în beneficiul viitorilor turiști. În plus, se va realiza și iluminarea arhitecturală. Cetatea Ladislau se află la Coroninii, județul Caraș-Severin, pe o culme stâncoasă pe malul Dunării. Cetatea Sfântului Ladislau a fost construită de ungari în anul 1428 pentru a întări granița de pericolul otoman. Vis-a-vis pe malul celălalt în Serbia se află ruinele pitorești ale cetății Gulobaț, care se află într-un amplu proiect de restaurare. Și aceasta ajunge în posesia regelui Sigismund în anul 1481. A fost ocupată de Paul Chinezul. O călătorie spre una dintre cele mai spectaculoase zone ale țării, locul unde Carpații se întâlnesc cu Dunărea sub privirea împietrită a lui Decebal și formează împreună cel mai lung defileu natural din toată Europa. Deși este disputat de două regiuni istorice, Oltenia și Banat, Mehedinți face parte de secole din zona de sud a țării, fiind amplasat în cel mai vestic punct al său, la granița cu două țări, Serbia și Bulgaria. Județul are o ofertă turistică fabuloasă, fiind un adevărat colț de rai.